Salut! Împreună cu acest tip facem un reportaj din Pakistan, țara cu foarte multe inundații și jurnaliști responsabili. În acest video îți vom demonstra de ce este în stare apa, așa că așează-te cât mai comod, pregătește-ți o limonadă, stoarce butonașul de like și să începem! Îți plac animalele sălbatice, locurile necucerite de oameni și vrei să vezi cum funcționează de fapt legea junglei? Intră pe canalul Red Zebra. Linkul îl găsești în descriere. Se spune că această ușă a deschis-o Billy Eilish în clipul său. Dar pe aici alerga DiCaprio cu Kate. Aproape pe orice mal poți vedea spumă, însă ce zici de așa un party? Ceea ce vezi în aceste imagini se întâmplă foarte rar. Cineva îl numește cappuccino de mare, cineva apocalipsă. De fapt, e multă spumă de mare. Asta se întâmplă când marea e activă, temperatura scăzută, iar deșeurile organice sunt bătute cu viteză mare. Cu ea s-a întâmplat ceea ce noi doar visăm. S-a trezit și a descoperit că trăiește pe malul mării. Dacă să fim exacti, pe malul curții ne cade în spate. Și ce dacă? Nu e nicio diferență. Bine că mașina a fost salvată. Oficial, cea mai mare cascadă artificială pe care ai văzut-o vreodată. Se pare că în New York sunt multe inovații pe care noi nu le cunoaștem. Poate că primii au fost chinezii? La sigur că da. Nici nu știm cât de calm trebuie să fii ca să stai și să admiri o cascadă, știind că în orice moment poți fi șters de pe fața pământului. Când vezi astfel de inundații, vrei să-ți iei valiza și să te muți în deșert. Se pare că în Coreea e Squid Game, iar la chinezi un maraton cu inundații. Arată bine, poate va fi și așa un serial. Da, și așa se poate stinge focul. Și noi de la început nu înțelegeam ce se întâmplă, pur și simplu apa a ieșit peste hotare. Free water, cum s-ar spune. Nu-ți fă griji, totul a fost reparat și arată bine. Sincer, am avea aici un singur gând. Mulțumesc că e apă! Iată a doua serie a jocului. S-a adeverit că o curte obișnuită a casei se poate transforma rapid într-un spa. Apropo, apa chiar e caldă, de parcă ar fi termală. Câteodată vara mergi pe stradă și te gândești că ai face un duș. Ia de aici! În Pakistan, oamenii cu totul au nebunit. Privește cum ei fac poze! Se pare că a venit timpul să-i spunem la revedere, doar că nu e cazul să stai în acest timp pe pod. La sigur că nu ai știut că există și tsunami de gheață.
Știi de ce ploile abundente sunt periculoase pentru poduri? Totul e simplu. Fluxul de apă poate distruge ușor asfaltul în totalitate, ca în acest video. Probabil oamenii așteptau ceva neobișnuit de la această excursie. Asta și au primit. Gheață, ploaie, iar după... Fii sincer, ai crezut? De fapt, e un fake. Suntem în studioul Universal Studio. Aici apeși pe buton și apare și ploaia și vântul. Apropo, anume aici a filmat clipul Lady Gaga. Cineva pune video pe TikTok în care mașinile sunt spălate de apă. Oamenii de pe TikTok. O dimineață obișnuită în Federația Rusă. Deschizi ochii și acolo... Da, anume așa arată o inundație când ai tavan extensibil. Bine că soțul o susține. Într-un metrou din Moscova s-a deschis un aquapark. Știi cum? A plouat. Cineva a decis să fumeze în interiorul magazinului. Acum poți arunca jumătate de haine de pe rafturi. Desigur că nu e Dubai, dar ce party-uri pot fi organizate? Se pare că reparația drumului nu a mers conform planului. Chiar dacă afară e o apocalipsă adevărată, mereu se vor găsi persoane care vor primi plăcere de la viață. Orice problemă poate fi hotărâtă dacă ești creativ. Muzica care s-ar potrivi aici e ceva din Pirații din Caraibe. Dacă acestui șofer de excavator nu i s-a dat un premiu, credem că în viață nu e dreptate. Când în market e inundație, însă ție oricum ți-i foame. Un bărbat și-a cumpărat mașină scumpă crezând că ea poate totul, chiar și să înoate. Cum încearcă ei să salveze casa de inundații cu ajutorul prosoapelor? Demonstrează cum noi uneori hotărâm problemele majore. Se pare că el știa înaintea tuturor că va fi o inundație. Ai observat ceva ciudat? Da, peisajele din spate nu sunt adevărate. Progresul a ajuns la aceea că prezentatorul nu merge pe stradă, ci în spate, pe ecran, se proiectează un fenomen natural. Super, nu? Când îți pare că în viață totul e liniștit și așa de bine și se întâmplă asta?
ultima celulă nervoasă din capul meu. Stai, asta funcționează așa? Un om de rând nu va înțelege de ce tot se bucură și, în general, ce se întâmplă aici. Asta s-a întâmplat într-un oraș indian mic care suferă de secetă și lipsă de apă. Iată cum aici se rezolvă problema, cu ajutorul canalelor subterane care au fost construite între oraș și râu. Acum localnicii sunt fericiți. După așa ceva, poți să nu speli câteva luni podeaua. Barajele sunt foarte utile, însă și ele cedează. Fii sincer, aici se filmează un trailer nou? În unele state, dacă deschizi umbrela într-o încăpere închisă, nu vei avea noroc. Există o excepție, doar dacă la voi în birou nu s-a activat alarma de stingere a focului. Hei prieteni, cam atât pentru astăzi. Scrieți-ne în comentarii dacă v-a plăcut acest episod. De asemenea, abonați-vă la canalul nostru, apăsați clopoțelul pentru a nu rata noile episoade și stoarceți butonașul de like. Pace tuturor! Vă pupă laim!